Le leau pe Sfințe pe întuneric. Am ajuns în zona podul Old Herman. Mai degrabă podul Old la izvorul rece. Din păcate am pierdut un pic traseu și am ajuns la această minunată floare. Floarea de șac sau la leaua pestrița. Și la noi la Brașov crește, nu numai la Mureș și la Oradea sau Timișoara, pe luncile. Uitați ce deosebit arată. E un pic mai mare ca un ghiocel. A doua floare. Și așa arată înăuntru. Un pic mai mare ca ghiocel. Floare protejată. Aici o să o las, nu o să o rup. În multe lume le culege și până acasă se ofilesc. Preferă numai solul mustește de apă, deci tot câmpul ăsta pe care sunt, mustește de apă. Încolo e podul Olt, încolo e râul Olt, spre Bod, și încolo e Herman. Asta e a treia bucată de floare. Deci e înaltă, cam, n-are 20 cm înălțime și floarea la leaua pestriță de Herman. Am ajuns din păcate târziu, am încurcat un pic drumurile. E una, două și întunericul a venit. Este 9 fără 20.